Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Dead by Daylight cu Tsuki. Hello, Tsuki. Ți-ai luat și tu un toolbox? Desigur, pentru că, uite, eu acum am daily ritual cu chestia asta. Deci, practic, trebuie să sabotez nouă cârlige. Cum n-am idee. Da, îmi place când vorbești. Sună așa de, like, ciudat, știi? Și corect și... Cuvintele sunt despărțite între ele dintr-un motiv sau altul, habar n-am, dar e drăguț. What? Da, nu știu, așa mi se pare că faci. Oricum, am pus amândoi niște toolbox-uri și o să sabotăm toate cârligele de pe hartă, după care o să murim pentru că killerul o să ne omoare. Stai că, nu da încă ready, ce să fac? Oare să-mi iau self-care sau spine chill? Adică te-am pe tine să-mi dai heal. Deci, actually știi ce? Spine chill. No. Yes, perfect. Nu, mi-am luat ceva care o să-mi facă toolbox-ul să țină și mai mult. E un perk care practic reduce rata de consumație a itemelor. Hai, dă-și tu ready. Oh, ce tare. Uite, am dat acum. Se cheamă Streetwise, dar nu cred că l-ai pentru că n-ai jucat cu Neia. Și să vedem. Poate o să stric mai mult de trigger lige, cine știe. Și mai am două de alea de reparat instant. Cred că o să reparăm niște generatoare instant la un moment dat. Pacră din prima. Super, am și eu 4 parcă. 4? Da. Să le folosești, să nu le ții pentru okay. Că o să dai prestigi și după aia o să dai seama că le pierzi pe toate. Like, nici măcar nu le-am folosit. Ia uite, eu Claudia murdară pe față. Bă, da, ce pantaloni lucioși are. Tu vezi ce albi sunt? Wow, what the fuck? Ăsta da neon. Da, e un pic neon așa. Adică nu chiar, dar totuși. Mă întreb eu ce haine neon am, ia să vedem. Ha, dar chiar am și eu haine neon. Ia stai să le vezi. Oh, uite, vrei să vezi ceva? Ia uite. Wow! Oh, hai, uite, uite așa o să stau. Sau așa, nu, uite așa. Ca să mă vadă killerul. Nici nu-mi pasă. Ok, o să stau camuflată mai bine. Camuflată? Camuflată sau camuflată? What the fuck? I don't know. O să stau cam umflată. You know, like, cam umflată, adică, you know, umflată. Da. Hai mă, dau și ăștia ready. Nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like acestui minunat episod. M-am îmbrăcat neon ca să mă găsească killerul și să-l învârt. Și nu uitați să verificați în descriere acele minunate linkuri către G2A, contul meu de Instagram, pagina de Facebook și canalul lui Tsuki. Și hai mă mâine. Oh, da, n-a ieșit nimeni. S-a încărcat după mult timp. N-a fost atât de mult, dar în ultimul timp a început să se încarce foarte rapid, ai observat? Și acum... Nu, crede-mă, nu. Nu? La tine nu? La mine da, s-a încărcat destul de rapid și acum văd că a durat destul de mult. Mă rog, sunt fix lângă un generator. O să-l sabotez. Ia să vedem... Mai să fie, să știi că... Ok, nu glumesc... Ține destul de mult toolbox-ul ăsta. Nici măcar nu e de la foarte, foarte mare. E de la normal. Nu de la oare foarte slab, da. Să sabotez cârligul de pe deal? Ăla ar trebui sabotat, dar mai bine mă lași pe mine. La du-te la altul. Hai că am sabotat unul și... Mi s-a dus, hai să zicem, un 25% din toolbox. Oh, fuck. Ah, cred că te-am văzut. Oh, shit. Unde e? N-am nici o mică idee. What the fuck? L-a găsit. Oh my god, dude! M-am uitat în 10 direcții și apoi a venit și el. Dar e bine că-i trapper-ul. What? Pentru că jocul ăsta e un mare căcat și n-a vrut să mă treacă paleta când eram la mijlocul ei, m-a dat înapoi. Las că-i dau, îi dau decisive, ia. Poc. Fugi, fugi că te țin picioarele. Oh, fuck! Shit! Cred că-i bulangiu. Oh my god. Gata, i-am sabotat un corlei. Urăsc jocul ăsta atât de mult. Îl urăsc atât de mult, dude. What the fuck? Cred că trebuia să sabotez corligul ăla de pe deal. Mamă, dar și ce viteză are. Unde ai de gând? Oh, mă duce fix pe deal. Am zis. O să am nevoie de tine să mă salvezi. Hai că n-are capcană. E fraier, n-are capcană. Bine, bine, bine. Fugi repede, fugi că s-a dus în altă direcție. Hai, rapid. Bine, bine, acum. S-a prins altul în capcan, o să ducă la el. Fugi, fugi acolo așa și salvează-mă. Imediat. A trecut vreo 2 zile de când... Desigur că vine și celălalt, că el n-are ce face în cealaltă parte a hărții. Nice. Okay. Deci îți dau și heal aici?
Nu, nu aici, nu. Hai să plecăm. O, altul e pe jos. Da, păi ăla e în capcană, n-a reușit să scape după 10 ani. Mm. Hai, dă-mi heal. Ok, că-ți dau. Haide! Hai, mă. Așa. Nu mă părea. Da, știu că jocul ăsta e tare interesant. Păi n-am mai jucat vreo 2 zile și deja se cunoaște că sunt atât de ruginit, dude, like, oh god. Nu știu că n-am avut un loc drăguț în care să stau să... Hai să reparăm ăsta amândoi. În care să învârt killerul, știi? Era la autobuz și nu-l vedeam din ce direcție venea. Și apoi m-am oprit ca un idiot în loc să las paleta aia jos instant. Pentru că am zis că-mi vine din față. Pe cineva pe ăla? Nu știu ce să zic. Oare? De celălalt. Părea cam fricos așa de a venit la noi. Hmm. Cred că tot planul nostru cu sabotajul, cred că se duce dacă... Ei, pentru mine e important să sabotez, că nu o să trăiesc în continuare ca să-mi păstrez cutiuța. Atunci du-te pe deal și sabotează. Du-te acolo așa. Oh, fuck. Uite-l, e liberat. Și vine în direcția asta, cred. Fugi. Vine în direcția asta. Oh my fucking god, uite-l aici. What the fuck? Dude, cum a venit ăsta? Nu, dar te-a văzut. Dar nu, frate, ce viteză are, what the fuck? Fugi cu el de în zona dealului, că vreau să mă duc să sabotez. N-am cum. Ai cum? Că nu vrea să... Oh, fuck, greșele au fost făcute, fuck! Nu! S-a pus aia acolo, frate, entitatea și n-am mai putut să trec. Oh, my fucking god. M-a lăsat jos. Da, vezi că vine la tine. M-a văzut pe mine. Fugi. LOL. Da, mă, nu știu, e tare bun el așa. Oh. De ce nu sunt pare de pe aici când ai nevoie de ele? Era una de la autobuz. Well, n-am văzut-o pe aia. Ăia doi sunt ocupați la 10 km distanță. Încearcă să fugi, să sar pe ferestre. Că sunt multe în zona aia. Of, 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 of. Nu! Ah! N-ai sărit nicio fereastră, what the fuck? Well, am zis că poate cumva îl fentez. Nu-l fentez, măi, sar ferestre. O să încerc și eu să mă trăsc în zona aia, poate mă salvează și pe mine cineva, dar ăia parcă... Na, ei au alte treburi. Păi, well, unul repară generatorul. Dar nici nu prea se vede că repară, știi? Nici nu prea se vede că repară, că se tot fuiesc pe acolo așa și numai noi am reparat unul până acum. Ălalt chiar nu vrea să vină și în stă pe loc și o să-l lovească, cred. Ba nu, nu-l lovit. Hai că mă ridică. La tine, cred. Mă ridică cineva, da, de jos, imediat. Hai mă, fină încoace. A plecat de la tine? Da, vine killerul la mine. Tine, da, păi dacă ia 10 ani boului ăstuia să vină să mă ridice de jos. Hai repede, vino și ia, mă, nu! Fuck. Mersi! Fuck, ok, nu m-a văzut. Desigur că s-a întors super fucking random și m-a văzut. Desigur că ăla stă lângă mine și nu vrea să mă ridice, frate, că un pic îi trebuia. Un pic trebuia să mă ridice. Dude, urăsc jocul ăsta mai mult ca pe orice altceva existent vreodată. Nu cred că am urât un joc mai tare decât îl urăsc pe Dead by Daylight în momentul ăsta. Poate vine să mă salveze de pe Curly. Nu, lasă că e unul care o să vină să mă salveze. Că n-am capcană, n-am nimic. Tot ce trebuie să facă e să vină să mă ia de aici, dude. Fucking finally. Ok, cum mă duc pe de-aia și sabotez, poate o să-i distrag atenția. Hai mă, cât îți ia să urci ăsta, doamne. Fucking hell. Fuck. Mă, dar ce ochi buni are! Apoi eu și îmbrăcat așa de mă vezi de la 10 km distanță, dar totuși, frate, ăsta stătea pe lângă, n-a putut... Ah, doamne, e fix aici! 3 secunde îi trebuia să mă ridice. El stătea pe lângă, of. Acum îmi pare rău că am... nu, stai că n-am scos adrenalina. Îmi pare rău că n-am folosit self-care-ul și am folosit prostia asta de streetwise. Hai că-i distrag eu atenția, mă urmărești acum. Fugi, sari ferestre, lasă jos da, palete. Da, găsesc ferestre. Am ok, sunt pe toată harta. Nu, la el! Aaaa! La el am sărit. Da? Da. Te-a lăsat jos, s-a dus la celălalt? Da, s-a dus la celălalt. Îmi place cum m-am ridicat de la generator. Am făcut un pas și apoi s-a auzit sunetul de skill check. What?
Hai că te ridic, da! Alergă pe ăla și vine în direcția asta. Da? E pe jos, e pe jos. Stai. Nu, hai că la acum. Lasă pe jos, vine. Că nu voiam să vadă că te-am ridicat, că veneam încoace și nu-l mai lua pe ăla. Hai să-l facem pe ăsta, hai să-l reparăm. Dar s-ar putea să vină în direcția asta. Zici? Foarte aproape. Ce, să uit? Să-mi spui dacă se uită încoace. Se uită încoace? Ah, dăm heal, dăm heal. Așa. Oh my fucking god. Ok, lasă-mă. Poate nu o să... Uite cât de fucking random e tipul, el se întoarce. What? Wow. Deci n-am putut să văd o mai fucking random de atât. Deci merge atât de aiure, e incredibil. Nu spune că vine încoace. Da, poate fi un killer de ăla de rank 1. Uite-l că vine după mine. What the fuck? What? Dar nici măcar nu m-a lovit. A dat pe lângă. A dat super pe lângă. Hai că mă duc să salvez pe ăla. O să mă pună pe crâlic și am să mor. What? A venit fix acolo. Ma... Dude. În basement? Nici măcar nu m-a lovit. A dat atât de pe lângă. Nici măcar nu i-am văzut arma și am căzut pe jos, știi? Sunt atât de dezgustat în momentul ăsta. N-am cuvinte. Hai că mă duc să mai sabotez un curlic, dacă tot am toolbox-ul termin și... cel puțin e aceeași harta. Mie personal nu-mi place. E drăguț dacă știi să te duci la palete rapid și să-l învârți, dar... Frate, deci meciul trecut... Eu am oprit filmarea, știi, pentru că, da, a murit, na. Și mă uitam spectate pe unul cât timp era Tsuki în viață. Killerul, deci ăsta stătea, hai să vă fac aici o recreație. Deci ăsta stătea, uite, așa, lângă un copac. Killerul a trecut, uite, cum ar fi pe acolo, așa, pe la fereastră. A trecut pe lângă niște ziduri, după care ăsta, uite aici, așa, așa stătea. S-a întors killerul și i-a dat fix una, de la distanță. Mm. Deci dacă ăla nu avea wallhack, eu nu știu ce Dumnezeu avea. Desigur că vine killerul fix la mine. Oh shit, a trecut pe lângă mine. Bă, deci ăsta iar are cârlic pe deal. Doamne! Să duc să-l sabotez pe ăla, că eu mi-am luat de data asta un medkit. Eu med pe aici. Da. E frumos. Da, cred că ăla e unul din puținii oameni pe care, știi, i-am întâlnit pe jocul ăsta care chiar cred că aveau hack. Știi că nu prea poți să-ți dai seama, dar ăla prea frumos ne găsea așa pe toți. Super fucking random se întorcea el și ne dădea una. Asta e trapper? Da, e trapper și ăsta. Eu mă, cum mă caută? Fii având whispers, ăla n-avea, ăla parcă n-avea whispers din câte știu. N-avea. Ok, cineva a dat un generator. Da, eu și cu încă cineva am dat. Oh my fucking god, vine fix aici. Băi, du-te mă frate, îmi vii fix din față, holy fuck! Fucking hell! Dude, like, eram aici, cum Dumnezeule mare mă lovești de la distanța aia, dude? Hai că trec și eu pe aici, poate distrag. Jocul ăsta e foarte prost. Jocul ăsta e extrem de prost. Hai, am sărit pe geam, am făcut doi pași și el tot m-a nimerit. Desigur că nu găsesc palete aici. Vrei să dansăm, domnule killer? Vrei să dansăm, a? Fuck, e cam mare piatra asta și nu văd. Fuck me, dude! Nu prea pot să-l văd că e mare și gigantică piatra asta. Ok. Ah, fuck. Încă îmi distrage acolo? What? I-am dat cu paleta în cap. I-am dat stun din animație, dar el tot m-a lovit. O, el fia de pe jos. Lasă că am decisive. Așa. E ok, nu o să mă mai prindă data asta. Poate n-are capcan aici. Oh shit. N-are, nu? De unde vine? Oh fuck, what the f... Dude, what? A sărit geamul? Oh my... Nu l-am văzut, am zis că vine de la distanță și-l văd, știi? Ce Dumnezeu? Ți-am zis să sabotez ăsta din deal, iar mă pune acolo. Oh my god. Și-mi pune și capcană.
Hai că vin să te salvez dacă Uite, mă vezi? Sunt aici, asta sunt eu. Da, da, da. Stai că vine fix la tine, deci fix în direcția ta. Nu, am mai luat o capcană. Fix la tine. Și o pune la generator? Nu, vine să o pună tot aici, vine să pună două. Wow. Nu poate să o pună și a plecat. Hai că se duce pe la clădire. Poți să vii acum rapid. Okay. Trebuie să scot și capcana. Vine înapoi? Da, vine înapoi. Vine. Ok, bo, se uită pe aici și pe lângă. Of, 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 of. Vin? Hai că nu mai e aici. Nu. Hai nu, aici. Ba da. Ai prins și tu pe cineva în cârlic și gata. Ia uite. Ai mă găsit pe mine.